Te salut, Marius. Cum a fost 2021 pentru tine, pentru FC Botoșani? Te salut. Dacă luăm 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2021, spun că a fost un an extraordinar de bun. Un an în care am mers pentru a doua oară în play-off, în a doua parte a lui a campionatului, după care în această primă parte a turului de campionat plus partea de retur, am terminat pe un loc 4 bun și meritoriu pentru echipa din Botoșani, ceea ce înseamnă că un an plin de reușite. CFR și FCSB par intangibile momentan. Pe de altă parte, Voluntariu a terminat peste voi, dar voi ați terminat peste Craiova, o echipă cu un buget mult mai mare decât al vostru, dacă nu greșesc. Cred că de la locul 12 în sus, ca bugete, toate echipele sunt peste Botoșani. Vorbești serios? Da, dar nu este un criteriu de departajare. Nu cred că ar trebui să... Și drept dovadă, și în ultimele două campionate, Botoșaniu a fost atipică puțin față de echipele care au fost în prima jumătate, zic în primele 10, nu neapărat în play-off. Pentru că o echipă precum Botoșaniu nu se poate compara la buget cu multe alte echipe din România. Totuși, Botoșaniul e una dintre puținele echipe din Liga 1 care joacă fotbal, care își propun să joace fotbal și aici, fără să te laud, dar e meritul tău. Greșesc? Mulțumesc, dar eu consider că tot meritul este al jucătorilor. Am doar câteva idei pe care marjez și țin în mod special să fie respectate. Acelea de a juca, de a încerca să joci fotbal, de a le antrena și se vede. Se vede că sunt oameni specialiști din fotbal din România care laudă jocul băieților. Și de asta și probabil în ultima perioadă Botoșaniu cu mine, antrenor, a reușit rezultate bune, rezultate care n-a făcut nimic altceva decât să confirme valoarea jucătorilor, să confirme, eu știu, trendul acesta de joc ofensiv de cât timp sunt cu mine și nu în ultimul rând transferurile, pentru că să vinzi atâția jucători în 2 ani de zile înseamnă că jucătorii aceia au făcut rezultate, au avut un joc bun, rezultate personale, ceea ce i-am prins la echipe mai mari. Și gândiți-vă că n-aș vrea să mă lau, că n-am de ce. Sunt singura echipă care a mers 2 ani de zile în play-off, care niciodată nu am terminat campionatul cu lotul cu care am început în prima etapă. În primul an am vândut Miron Soleidis Golovka, în prima jumătate, nu în primul an. În retur am vândut Ofosu Dunga Zici Câmpeanu, Haruț, Meleche, Mawaz, Keita, Rodriguez. Sunt jucători foarte importanți pentru Botoșani. Dar m-am zis, mi-e drag când mă uit la echipele mari din România și văd jucători de la Botoșani. Care e secretul lui Marius Cruăitoru, a antrenorului Marius Cruăitoru? Nu este un secret. Să știți că nu este un secret. Doar pur și simplu îmi doresc ca echipa mea să joace fotbal. Îmi doresc ca echipa mea să paseze, îmi doresc ca echipa mea să joace în viteză, îmi doresc ca echipa mea să aibă o filozofie, chiar dacă spun eu că nu am o filozofie pentru că sunt un antrenor tânăr, să aibă niște idei clare de joc. Și lumea, credeți-mă că am întâlnit oameni, nu știu neapărat dacă au spus-o din... Eu știu doar de dragul de a o spune sau chiar așa simt. Sunt oameni care din alte orașe care spun că atunci când joacă Botoșani se uită cu plăcere la meciuri. Chiar dacă nu sunt fan ai echipei din Botoșani, dar le place ceea ce văd. Credeai în momentul în care te-ai retras din fotbal, în care ai renunțat la fotbal, că o să-ți fie atât de bine ca antrenor într-un timp scurt? Atât de scurt? Te așteptai? Nu știu dacă mă așteptam, dar credeam în ceea ce știu, în ceea ce cunosc. Și tu cunoști foarte bine ultimii ani din viața mea ca jucător de fotbal. Știi mult că discutam pe tema aceasta, a ceea ce voi face eu. Cunoșteai foarte bine ideile. Poate ne arăți și caietele acelea pe care le-am văzut. Care le-ai văzut cu mulți ani înainte, 3-4 ani înainte de m-am lăsat de fotbal. De asta spun că tu cunoști foarte bine
ultimii ani din viața mea ca fotbalist. Nu mă așteptam să preiau echipa în primul rând așa repede, pentru că nu aveam o licență care să-mi permită acest lucru. Dar atunci când mi s-a oferit echipa, am hotărât, am spus da pe loc, pentru că deciziile mari în viață consider că se iau în secunde. Nu mai stai să analizezi, să pui rău, să pui binele. Da, am plecat la drum, știam ce am în cap. Am fost obligat să aduc un anumit număr de jucători, pentru că și atunci, în vara aceea, plecaseră foarte mulți jucători de la echipă. Și, sincer, nu știu dacă vedeam un parcurs așa bun, dar aveam încredere în mine. Cred că una din calități sau unul din punctele pozitive ale mele ca antrenor, nu mi-e teamă de nimeni. Nu mi-e teamă de nimeni și ați văzut dumneavoastră că joc cu echipele mari, indiferent că joc acasă, afară, eu am probleme cu echipele mai mici din punct de vedere valorii decât cu echipele mari, pentru că nu am teamă de nimeni. Echipa mea, oriunde se duce, trebuie să câștige. Nu este ușor să implementez mentalitatea asta la un club de provincie, pentru că dacă stăm și ne uităm la echipele mari, sunt formate tot din jucători de provincie, pentru că, din păcate, au dispărut acele pepinieri în care produceau fotbaliști buni. Simplul fapt că te-ai transferat acolo și ai schimbat tricoul, ți se schimbă și mentalitatea. Numai un egal nu mai e privit ca un rezultat pozitiv. Asta încerc și eu să schimb la Botoșan, să abordăm fiecare meci la victorie și să facem și noi, Botoșan, o echipă mare. Dacă nu ți-e teamă de nimic în vară, nu vrei la o echipă mai mare? Vei fi liber de contract, teoretic, la finalul acestui sezon. Da, nu? Sunt în discuții în momentul acesta cu Botoșan. Este un contract pe care l-au pus, îl discutăm, mai sunt anumite clauze. Și nu știu sincer să spun în momentul acesta. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că îmi trebuie și anumite acte în momentul acesta ca să pot face un pas în față, mă refer la licența pro, pentru că încă nu sunt cursant al licenței pro, aștept să înceapă. Și de teamă n-am teamă de nimeni și aș putea să, eu știu, să fac un pas în față. Dar consider că în momentul acesta aș putea să mai stau la Botoșani. Probabil dacă va veni o ofertă bună din străinătate, mă voi gândi. Dar în momentul acesta, primul lucru pe care îl iau în calcul este să rămân la Botoșani. Dar în Liga 1 ți-ai dorit să antrenezi cândva altă echipă? Echipa, da, am spus, de tradiție. Ar fi două echipe de tradiție pe care mi-aș dori să le antrenez, dar... Care? Nu aș vrea să dau nume, că nu vreau să interpreteze, dar îmi doresc la un moment dat, ca orice antrenor tânăr, să facă pasul la o echipă de tradiție din România. Dar, deocamdată sunt la Botoșan și nu sunt doar de dragul de a spune. Am contract până vară, există posibilitatea, în proporție foarte mare, să semnez tot cu Botoșanul pe o perioadă de 2 ani de zile. După care, acești 2 ani de zile, vreau să rămân cel mai longeviv antrenor din România. Înseamnă că închei 5 ani de zile. Și atunci, probabil, va fi timpul să fac o mutare. Că va fi în țară sau că va fi în străinătate, Dumnezeu știe. Dar important este că nu spun nu unei oferte din țară, dar toate la timpul lor. Îți dorești să ajungi la echipă cu galerie, cum a fost cea din ultima partidă din 2021? Și știu un debat aici. Știu că sufletul tău bate odată cu valor. Dar nu numai Rapidul, și Dinamo, o galerie frumoasă, am rămas plăcut surprins UTA. Din păcate, noi la Botoșani încă suferim din punctul acesta de vedere. Dacă ar fi avut băieții, nu eu, dacă băieții ar fi avut în spate măcar jumătate din ceea ce se întâmplă la Rapid sau la UTA, cu siguranță Botoșani era în primele 3 ani de an. Hai să nu zic în primele 3, să zic în primele 6. Pentru că ați văzut dumneavoastră la ultima etapă de campionat sau pe începutul de campionat al Rapidului cât de mult a contribuit galeria la rezultatele pozitive. Când simți că nu mai poți, îți dă acel impuls care te face să nu mai simți oboseala, să nu mai simți absolut nimic. Contează enorm de mult în spate o galerie, un stadion plin. Chiar dacă, eu știu, jocul nu-ți merge,
E acel impuls care te face să-ți revii, te face, îți dă putere, îți dă ambiție, îți dă răutate, ceea ce, din păcate, la noi, la Botoșani, suferim din punctul acesta de vedere. Că cred că ar merita mult mai mult respect această echipă, începând de la autoritățile locale până la oamenii din Botoșani. Uitați-vă la orașele mari, cred că de la București până la Carpați nu mai e nicio echipă în zona aceasta. Buzău, Focșani, Piatra Neamț, Iași, Bacău, singura echipă care reprezintă, până la urmă, o zonă frumoasă a țării, este decât Botoșani. Ar trebui să fie mândri de ceea ce au realizat acești băieți. Apropo de băieți, Botoșaniul, sau mai bine spus, ai descoperit fotbaliști sau ai redescoperit fotbaliști la Botoșani în acest sezon. Printre surprizele plăcute a fost Malcolm, pe care, cu ghilimele de rigoare, l-ai furat de la Constanța, de la Ovidiu. Nu, eu l-am luat pe el de la o echipă de Liga 3 din Belgia. Știu, glumeam, da. Mă refeream la faptul că a fost la Viitorul. Pe Keita, și... o spune că l-am luat direct de acolo, pentru că, da, bine, hai să spun ceva. De ce n-a jucat Malcolm sub comanda Bihagi și de ce joacă antrenat de tine? Joacă bine. Joacă foarte bine, este unul ce mai constant mi-a jucat și cred că și cel mai bun. În momentul acesta, în primii trei din... și cifrele instat spun acest lucru, că e numărul 1 în România. Dar mi-e greu să spun ce se întâmplă. Probabil, la momentul acela, Gica avea alți jucători tineri în care investise timp, investise financiar și probabil, uitându-se în viitor, credea că se pot dezvolta mai mult decât Malcolm. Probabil din cauza asta, având alt jucător mai bun pe poziția în momentul acela, a preferat să meargă pe mâna românilor din Academie. Ce-i dai să mănânce la Botoșan lui Marco? Fotbal. Altceva nu prea ne putem lăuda cu foarte multe, cu o paletă mare așa de opțiuni. Nu. Botoșan vis să joci fotbal, vis să antrenezi, să muncești zi de zi, multe alte lucruri în afară de fotbal nu poți face. Probabil și din cauza asta, sau cauza aceasta este un punct pozitiv pentru evoluția echipei, pentru că energia lor sau viața lor extrasportivă nu-i face să piardă energia de după antrenament. Și mă ajută mult pe mine ca antrenor, știind că e un oraș liniștit, fără cluburi, fără atracții, fără viață de noapte. Pe mine, unul, de asta probabil nici n-am făcut niciun antrenament de când sunt antrenor. Vin cu o oră și jumătate înainte de meci, și orașul mă ajută și băieții să pot face acest lucru. Probabil în alte orașe unde viața de noapte este mai agitată, da, probabil mi-ar fi mai greu. Cine câștigă titlul în Liga 1? Nu știu și sincer, am mai spus acum un an sau doi ani de zile cine aș vrea să câștige titlul și am fost interpretat greșit. N-aș vrea să mai repet aceeași greșeală, pentru că sfatul pe care l-am primit de la un antrenor mare. De la cine? Nu mai contează. Mi-am învățat, nu lecția, nu pot spune că lecție, dar am învățat. Din greșeală? Nu știu, eu nu consider o greșeală, pentru că, până la urmă, am spus doar ceea ce am gândit, de ceea ce am crezut, dar în lumea noastră, și în România, se poate interpreta sub mai multe feluri. Și atunci prefer să nu mă interesează. Mă interesează doar ceea ce face Botoșanu. Mă interesează doar ca Botoșanu să fie al treilea an la rând în play-off. Dacă ne ajută Dumnezeu și putem urca mai sus, eu știu, spera pentru o cupă europeană, ar fi extraordinar și pentru un oraș precum Botoșanu și bugetul nostru și condițiile noastre ar fi o performanță ca și cum ai câștigat titlul. Dar discuțiile care apar înainte sau după anumite meciuri dintre Botoșani și FCSB te deranjează? Pentru că au fost multe discuții în ultimii ani, indiferent de rezultate. Mă deranjează teribil și spun de ce. Le fac niște oameni doar de dragul de a le face. Și pot să-ți dau un exemplu. Cumpără de la Botoșani fotbaliști, acei oameni care vorbesc lucrurile acestea. Au oameni în curte care pot întreba, băi, tu când ai jucat la Botoșani și ai pierdut cu FCSB-ul, ți-a zis cineva să te dai la o parte? Aici este problema. Mă deranjează terminul, că vorbesc mai prostii, ca să nu spun altceva. Vorbesc mai prostii și vorbesc de dragul de a vorbi.
Sunt antrenori care nici n-au avut timp să uite la meciurile noastre. Că aveau altceva mai bun de făcut. Și cum au ajuns în altă parte și era greu să joace cu Botoșan. Înțelegi? Dar este treaba lor. Nu s-a dat niciodată la o parte Botoșan și nu s-a dat pentru nimeni. Scopul nostru este să avem rezultate, să avem rezultate bune, să ne putem vinde jucătorii la un preț în care să ne ajute pe noi ca și club să ne dezvoltăm. În rest, nu ne interesează cine câștigă campionatul, nu ne interesează cine intră în play-off, pe noi ne interesează, dar nouă să ne fie bine. Vinde Botoșanul în această iarnă? Vinde Botoșanul în această iarnă, dacă vor exista oferte. Pleacă Oghenda, mai simplu? Oghenda are o ofertă clară, acum rămâne de văzut dacă și el își dorește acest lucru. Este un salariu mare, rămâne acum doar ca el să accepte să ducă în țara respectivă. În România? Nu, în Arabia Saudită. Dar este numai alegerea lui. El, dacă va hotărâ să plece, noi îi vom da drum. Dar în România vindeți în această iarnă? Dacă vor exista oferte, cereri, siguranță da. Există oferte? Există în momentul acesta o discuție, dar pentru Racovițan și pentru Undaua într-un club din străinătate. Plus Malcolm are ofertă clară din Ungaria. Dar am spus, cum Malcolm a avut posibilitatea să joace, că a plecat Rodriguez, cum Racovițan a avut posibilitatea să joace, că a plecat Harus și cu Kindrich, așa și altcineva cu siguranță va veni în locul lor și o va face foarte bine. Și probabil le va veni și lor rândul, pentru că dacă rămânea un Rodriguez, dacă rămânea un Keita, nu mai puteai să vii cu jucătorii care ești în momentul acesta. Se știu deja jucătorii care vor veni la Botoșani? Se știu deja jucătorii care vor veni. În funcție de ce va pleca, voi fi obligat să aduc. În rest, nu mă interesează, pentru că consider că trebuie să faci schimbări atunci când lucrurile nu merg.